dau mesaj, fug la pont, număr banii, iau ștoa, ajung acasă, cântăresc, mă pun pe treabă, fest, panicat de vilaje, da, tă nu mă opresc. Doamne, dă-mi putere, că de gardă mă feresc. Tă timpul stau de șase ca să fiu 100%. Vine să mă sare, știi că își așa când bătă, fac bani. Mă uitam prin comentarii să văd ce idei mai dați, să văd despre ce mai vreți să aflați care e faza și mai multe dintre ele m-au condus spre aceeași direcție. Mi-a scris despre un anumit Cosmin CFG, un cont de TikTok cu aproape 200.000 de urmăritori care a ajuns viral în ultimele două săptămâni cu o serie de clipuri în care dansa. Nimic ieșit din comun până acum, până la urmă așa a ajuns TikTok gigant, prin clipuri cu dansuri. Dar acest Cosmin CFG nu e dansatorul vostru obișnuit, gen Charli D'Amelio. Cosmin are un dans mai aparte, mai de artropod, așa cum îl numește chiar el, dansul libelulei. Exact, pentru clipurile de genul a ajuns el viral și o să vedeți și de ce în următoarele minute. Pentru că în seria asta aflați care e faza cu anumite meme-uri, trend-uri și personaje și după cum vedeți citesc comentariile alea. Așa că băgați sugestii pentru următoarele clipuri. Am o listă pe care notez ideile, încerc să le fac pe toate la timpul potrivit. Dar pentru că sunt prea multe, câteodată întârzi cu ele. Și ca small reminder, nu uitați să dați subscribe la canal pentru că unii dintre voi nu sunteți abonați. Cosmin CFG e un băiat de vreo 17-18 ani care și-a creat contul de TikTok la începutul lui 2021. La început nu posta cine știe ce, mai mult testa și el aplicația asta pe care probabil și-a văzut colegii și prietenii. A început cu lip-sync, cu sunete de alea virale sau pur și simplu se filma când zicea unele lucruri amuzante. Și ușor și-a scalat contul până a ajuns la 170.000 de urmăritori. Cu alte cuvinte, nu pentru dansuri era el cunoscut la început. O să vă arăt primului clip viral în care apreciază ciorba la adevărata ei valoare. Bă, ăștia care vă credeți mecheri, că nu știu ce, că sunteți bogați. Bă, voi ați mâncat vreodată, mă, ciorbă, mă? Bă, asta da mâncare, nu pe lângă ce mâncați voi acolo, fast food, McDonald's. Bă, asta da mâncare, mă, ciorba e cea mai bună, băi, băieți. Din clipurile postate ne dăm seama din când în când că acest Cosmin CFG e și un gamer devotat. Își face reclamă la serverul lui de Samp și ca orice gamer adevărat... Bă frate, laptop am, mouse am, tastatură am, femeie în pat n-am. O altă serie de clipuri care i-a boostat contul și mai mult a fost aia în care se filma cum face un ritm bătându-se cu palmele în piept în timp ce cânta niște versuri inventate de el. Eu sunt liberul, da? Vă car cu bascula și vă arunc în mare, la dușmani le dau valoare. După a trecut ușor la dansuri, iar varianta pe care o știți voi acum a dansului din picioare și din mâini nu e prima. La început avea o altă formă, nefinisată, și nici nu avea melodia aia cu Punta Cana. Prima variantă a fost postată la începutul anului și arăta cam așa. Iar la scurt timp, chiar în următoarea zi, Cosmin CFG avea să facă varianta finală a dansului, care a ajuns și virală. A băgat melodia Punta Cana și a pus și mâinile în mișcare și a ieșit asta. Cosmin a văzut că videoclipul a prins, făcuse aproape 2 milioane de view-uri, așa că a mai postat unul. Iar al treilea clip postat a devenit cel mai viral, ajungând la aproape 5 milioane de view-uri. Știu și mie mi se pare stupid cum de a ajuns un dans ca ăsta atât de random viral. Păi cred că are legătură cu faptul că mișcările sunt făcute de zici că merge pe loc. De aceea a fost posibilă și preluarea clipului, a fost editat cu green screen și de acolo au ieșit o mulțime de meme-uri. Meme-uri care de multe ori aveau la bază comentariile de la TikTok-urile cu dansul. Elevii de liceu în stație dimineața la 6 așteptând autobuzul când afară sunt minus 10 grade. Dacă mai ținea filmarea 20 de secunde, cred că decola. Scooby-Doo când vedea fantome, păianjenul de pe dulap când eu adorm. Ăsta e bun să distragă rușii în caz de război. Dar cea mai bună parte a fost green screen-ul. Editat și reeditat în așa fel încât Cosmin CFG a mers peste tot. Punta Cana, 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 Punta Cana,
fac să mă pomenească și măi cu tata. Punta cana, punta cana, punta cana n-am. În seara dă buiu, dacă nu mă poți uita. Punta cana, punta cana, punta cana, punta cana, punta cana n-am. Îți fac să mă pomenească și măi cu tata. Punta cana, punta cana, punta cana n-am. În seara dă buiu, dacă nu mă poți uita. Punta cana, punta cana, punta cana n-am. Îți fac să mă pomenească și măi cu tata. A ajuns până și în garsoniera din Cluj. Ăsta e un moment de la cameo în care se intersectează mimurile. Cel mai mult îmi place camera aia lui. Soba de teracotă, calendarul ăla, pereții de un roz pălăcit, oale cu mâncare puse pe sobă să rămână calde, e cea mai rustică încăpere pe care am văzut-o. Și nu o spun să-l iau la mișto, nu e nicio rușine să stai la țară. Bun, sper că acum ați înțeles care e faza cu dansul Punta Cana și Cosmin CFG. Nu uitați să dați un like la clip, să vă abonați și să-mi scrieți în comentarii despre ce vreți să mai aflați care e faza. Te femei, dă-le dracu de biciclete, femei!